pentru balanțe, Silvana, zilele următoare, cum se anunță? Pentru balanțe care sunt guvernate de Venus, Venus în Leu dinamizează sectorul prietenilor, sectorul socializării întâlnirilor de peste program, știu eu, evenimentelor de firmă care se desfășoară în afara programului, aduce persoane noi, poate în viața balanțelor, este și multă energie aici, balanțele au încă un an și ceva pe această casă a socializării planurilor de viitor, interacțiunii cu cei din jur și cu grupuri de oameni care reprezintă, eu știu, cu societăți, cu organizații, ar trebui ca ei să fie foarte activi din punct de vedere social. Cred că se învârt în multă lume, cum spuneam, săptămâna viitoare, dar pe de altă parte, cu soarele în fecioară pe casa a 12-a, care cere puțină, e oarecum antagonic tot aspectul ăsta din Leu, care are nevoie de socializare, multă lume, iar soarele pe casa a 12-a cere puțină reținere și rezervă. Adică ei au nevoie de odihnă, în primul rând, au nevoie și de momentele lor de liniște și meditație, au tot timpul până la anul în toamnă să socializeze. Este bine să întrerupă câteodată activitatea asta intensă, publică, rezervându-și momente numai pentru ei înșiși și să facă puțină ordine în viața lor domestică. Poate că această opoziție dintre Soare și Neptun tocmai asta arată, că e nevoie de puțină ordine și disciplină, sau să ia lucrurile mult mai pragmatic în ceea ce privește alimentația, sănătatea, curățenia acasă și la locul de muncă. Sigur că Jupiter în semnul lor face acest aspect de succes cu Saturn și atunci ei pot avea succes în promovarea propriilor idei. Pot fi convingători și pot avea o comunicare excelentă cu cei din jur. Pot avea succes în probleme legate de marketing, publicitate, vânzări. Pot avea succes în chestiuni legate de deplasări, scurte deplasări, delegații. Adică pot veni cu rezultate foarte bune, concrete. Pe de altă parte, Jupiter din semnul lor, care vrea întotdeauna mai mult, mai repede, mai bine și poate că îi face să facă lucrurile prea repede și să mai piardă din detalii, mai ales în prima parte a săptămânii, când Mercur e pe casa a 12-a, în fecioară, în semnul lui, detaliile sunt undeva unde nu le vedem și ne poate scăpa ceva. Și cum spuneam, și cu repeziciunea de care dă dovadă Jupiter, este posibil ca la serviciu să-și piardă, la serviciu sau în activitățile lor socioprofesionale, să-și piardă puțin din randament, din eficiență. De aceea să ne adunăm puțin pentru balanțe și să facem puțină ordine. Cred că și Saturn, care a intrat în mers direct, cere ordine în idei, dar și ordine în spațiul nostru. Da, este într-adevăr o perioadă în care au nevoie de această ordonare, pentru că în perioada anterioară a fost marcată de o serie de evenimente care au venit în lanț, o succesiune de evenimente, oricum toate evenimentele din viața balanțelor au rostul lor, pentru că Jupiter aici arată că ele sunt foarte bine direcționate. Și în funcție de modul în care se raportează la aceste evenimente, vom vedea balanțe care au un factor foarte mare de noroc sau balanțe care se simt ele mai puțin norocoase. Dar asta doar pentru că nu s-au raportat corect la anumite evenimente și situații care au venit către ei. Perioada aceasta propune o stabilizare care vine pe fondul unor conflicte. Ei iau hotărâri de mare importanță. Nu ar trebui să se lase amăgite. Aici este singurul pericol al perioadei. Vom vedea balanțe care pot fi induse în eroare sau amăgite sau pur și simplu sunt foarte idealiști și pot fi influențați. Deci bine ar fi să țină destul de mult la hotărârile lor și să pună în aplicare doar lucrurile în care cred cu adevărat. Este o perioadă a lucrurilor interesante care au un sens, care au o fundație foarte solidă pentru balanțe. Acum, într-adevăr, hotărâri pe care s-ar putea să le ia și să nu știe toată lumea acest lucru. Există o notă de secret pe care, de misterios
pe care perioada imediat următoare o duce în viața acestora, trebuie să fie conștiente de faptul că orice alegeri fac în această perioadă au urmări destul de imediate. Ei sunt foarte supervizați din punct de vedere astral și sunt penalizați dacă hotărârile pe care le iau nu sunt corecte 100%. Există și un profil karmic despre care am vorbit pentru nativii balanță în această perioadă. Nu trebuie să facă lucrurile nici prea mult, nici prea puțin, adică nici să supraaprecieze anumite situații, nici să muncească în exces, dar nici să subevalueze. De Jupiter arată că este foarte importantă proporția. Exact. Și să fie oarecum temperați. Deci bine ar fi pentru nativii balanță să existe o temperare, să nu se supere prea mult, dar să nu fie nici prea, spuneam, molcom, nici prea indolenți și să nu exagereze nici natura evenimentelor care vin către ei. Mergem mai departe să vedem pentru Scorpio.